cercetat Schumann. Însă la el în sine sunt tocmai acea fandă, care mai degrabă o mește decât desparte, pare surprinzător de îngustă. În fotografiile sale, prin fanta de lumină, te face să vezi îngerul cu ușurință întâmpinat de alătarea simbolică a celor două mâini, cea umană și cea vegetală, așteptându-l și salutându-l îngemânate. Creanga sculpturală, uscată ca o minie, susține carnația efemeră într-o matrice a trecerii. Ea însăși o lutre romantică. Numai că la Sinescu romantismul e studia cert și ascuns, discret, aș zice eu, Ionuț. În mijlocul lumii lui, tocmai detaliul e fascinant. Pasul prea greu al omului e salvat și e dublat, adaug eu, de sugestia unui fluid mineral târător înspre niciunde. Fotografia care rezistă dincolo de orice tehnică este cea din spatele unui subiect inspirat. A vedea un îngerul în orice femeie. Nu ține doar de un aparat performant, e nevoie de un suflet de privitor. Iar eu nu ține doar de un suflet de privitor, discret și inspirat. Oglindirea femeii în înfățișarea ei vulnerabilă e angeologie pură. Femeia din cadrele lui Ionuț Sinescu e frumoasă tocmai în adormirea fotografică. Șansa de a surprinde dansul îngerului e liberată într-un altfel de vis. E însăși, scuzați, șansa și arta fotografică. Atât am citat din cuvântul. Acum am să invit pe domnul Lucian Andruc, fondator al clubului al Fotoclub, care este prieten Ionuț Sinescu. Tot absolvent de la